Schimbări în stilul de viață obligatorii în hipertensiune iată câteva schimbări în stilul de viață care te pot ajuta să controlezi hipertensiunea arterială. La unele dintre aceste efectele pot fi vizibile în decurs de câteva săptămâni, în timp ce la altele rezultatele pot apărea după o perioadă mai lungă. Hipertensiunea sau tensiunea arterială mare este periculoasă, deoarece poate duce la accident vascular cerebral, avc, infarct miocardic, numit și atac de cord, insuficiență cardiacă sau insuficiență renală. Obiectivul tratamentului pentru hipertensiune este de a scădea valorile tensiunii arteriale mari și de a proteja organele importante precum creierul, inima și rinichii. Stilul de viață contează și pentru a preveni hipertensiunea, și pentru a o trata eficient, pentru a preveni tensiunea arterială mare, toată lumea ar trebui să fie încurajată să facă unele schimbări în stilul de viață, cum ar fi adoptarea unei alimentații mai sănătoase, renunțarea la fumat și efectuarea de exerciții fizice regulat. Pentru persoanele diagnosticate cu hipertensiune, schimbările în stilul de viață ar trebui să fie primul pas al tratamentului pentru pacienții care, deși duc o viață sănătoasă, valorile tensionale sunt tot peste cele normale, medicii recomandă tratamentul medicamentos. Terapia cu antihipertensive este indicată pentru a aduce tensiunea arterială la mai puțin de 130/80 mmHg la persoanele cu vârste de peste 65 de ani și la acele persoane care prezintă factori de risc, precum diabetul zaharat și colesterolul mărit. Ce schimbări trebuie să faci în stilul tău de viață pentru a trata hipertensiunea arterială? Dacă ai fost diagnosticat cu hipertensiune, un prim pas esențial este schimbarea stilului de viață într-unul sănătos. Valorile tensiunii arteriale pot fi reduse prin următoarele modificări în stilul de viață. Renunțarea la fumat, asocierea dintre fumat și tensiune arterială, este încă neclară, dar mai multe studii din ultimii ani au constatat că fumul de țigară este asociat puternic cu riscul crescut de hipertensiune arterială. Atât fumatul, cât și fumatul pasiv, expunerea la fumul de țigară al altor persoane, cresc riscul de ateroscleroză, adică acumulare de substanțe grase în interiorul arterelor, un proces pe care se știe că hipertensiunea arterială îl accelerează. Cu fiecare țigară fumată, există și o creștere temporară a tensiunii arteriale. Renunțarea la fumat poate fi un proces extrem de dificil, mai ales pentru persoanele care au fumat mulți ani la rând. Însă, atunci când sănătatea și viitorul tău depinde renunțarea la acest viciu, nu ezita să ceri ajutor. Fie că stai de vorbă cu persoane care au reușit să se lasă de fumat și îți împărtășesc felul în care au reușit să facă acest lucru, fie că îi ceri ajutorul medicului de familie, important este să încerci să renunți la fumat. Oamenii care au reușit să se elibereze de această dependență spun că se simt mult mai bine dintr-o multitudine de puncte de vedere. Ajungerea la o greutate corporală adecvată, dacă ești o persoană supraponderală sau obeză, care a fost diagnosticată cu hipertensiune, este esențial să scapi de kilogramele în plus. Slăbitul este una dintre cele mai importante schimbări în stilul de viață pe care le poți face pentru a-ți regla tensiunea arterială. Din păcate, multe persoane nu au educație alimentară și nu cunosc regulile de bază pentru alimentație hrănitoare, iar altele au o viață foarte aglomerată și spun că le este greu să fie atente la ce mănâncă de-a lungul unei zile. La fel, activitatea fizică regulată este ceva ce mulți oameni nu iau în calcul ca fiind un obicei normal. Însă ceea ce mâncăm este strâns legat de starea noastră de sănătate, inclusiv de valorile tensiunii arteriale și de greutatea corporală, iar mișcarea este de asemenea esențială pentru sănătatea fizică și psihică. Combinația de alimentație echilibrată și mișcare este crucială pentru a avea o greutate normală. Adoptarea unei alimentații echilibrate, cum spuneam, alimentația contează nu doar ca să avem un corp suplu, ci și ca să fim cât mai sănătoși. Dacă ai fost diagnosticat cu hipertensiune, alege să ai în continuare o dietă sănătoasă, cum ar fi dieta DASH, care înseamnă să consumi mai multe legume, fructe și produse lactate degresate și mai puține alimente cu grăsimi saturate și grăsimi trans, unt, margarină, brânză topită, smântână, prăjeli etc. Și dieta mediteraneană este bună pentru inimă, bazându-se pe consum mare de legume, fructe și cereale integrale, pe consum moderat de pește, carne de pasăre fără piele, grăsimi vegetale sănătoase, uleiuri presate la rece, nuci, avocado, leguminoase, pe consum redus de lactate și carne roșie și pe evitarea zahărului. Reducerea cantității de sare din alimentație, sarea, este utilă pentru sănătate, însă majoritatea oamenilor folosesc mult mai multă decât ar trebui. Cantitatea de sodiu din dietă ar trebui să fie mai puțin de 1500 mg pe zi, dacă ai deja hipertensiune arterială. Adulții sănătoși ar trebui să încerce să limiteze aportul de sare la nu mai mult de 2300 mg pe zi, adică aproximativ în linguriță de sare adăugată în mâncăruri, deoarece multe alimente au deja sare în mod natural. Altele au prea multă adăugată, chipsuri, covrigei, mezeluri, murături, etc. De aceea trebuie evitate sau consumate foarte rar și în cantități mici. Mai multă mișcare, mulți oameni trăiesc cu impresia că mișcarea este doar pentru copii și adolescenți și că, odată ce nu mai ești obligat să faci ora de educație fizică la școală, nu mai trebuie să faci activitate fizică. Însă mișcarea sub orice formă, că e vorba de gimnastică în casă, alergare, mers pe bicicletă, grădinărit sau plimbare în parc, este extrem de importantă pentru sănătatea generală ca mult, dacă faci măcar 20 de minute de mișcare de intensitate moderată pe zi, ai de câștigat în ceea ce privește sănătatea, contribuind inclusiv la regularea tensiunii arteriale. Limitarea consumului de alcool Alcoolul în exces are multe efecte nocive pentru sănătatea proprie și pentru relațiile cu cei din jur. Dacă ești hipertensiv, e bine să știi că aportul de alcool ridică și mai mult valorile tensiunii arteriale, punându-te în pericol de accident vascular cerebral. În cazul în care obișnuiești să bei alcool, nu depăși un pahar de bere sau de vin pe zi, în cazul femeilor, respectiv două pahare, în cazul bărbaților. Un pahar de vin înseamnă 150 de mililitri ml iar un pahar de bere, 330 de mililitri ml ml. Așadar, schimbările în stilul de viață sunt necesare dacă ești hipertensiv, dorești să ți îmbunătățești starea de sănătate și să te bucuri de o viață normală alături de persoanele dragi. Pe lângă faptul că ajută la scăderea tensiunii arteriale, aceste măsuri despre care am discutat sporesc eficacitatea medicamentelor antihipertensive. Țineți cont de aceste sfaturi și de cele oferite până acum la sfârșitul fiecărui material și nu veți regreta mișcare minimum 30 de minute, igiena mâinilor adecvată înainte de masă, rugăciune, dans, socializare, alimentație sănătoasă, muzică, lectură și cântec ajută enorm. Multă sănătate. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.